Lucrările de reabilitare ce se desfășoară la grădinița numărul 19 sunt în toi. Clădirea a fost decopertată și urmează să fie pus un nou acoperiș. De astăzi se lucrează la montarea instalațiilor electrice și termice, iar după ce acestea vor fi gata, vor începe lucrările și în interiorul clădirii. Primarul Marius Creciu spune că a făcut demersurile necesare pentru ca unitatea de învățământ să fie încălzită pe gaz din această toamnă. Văd că ne permite vremea, lucrăm. Ne permite vremea, sigur. Da, deci acoperișul, când... Păi mâine va fi gata. Astăzi puteți scândură, mâine punem sigla. Grădinița numărul 19 din Drobeta, Turnul Severin, va fi printre cele mai moderne unități de învățământ din Mehedinți. Lucrările de modernizare se apropie ușor-ușor de finalizare. Întreaga clădire este în momentul acesta în curs de reabilitare. Avem mai multe operațiuni, refacerea instalației electrice, refacerea instalației termice, acelei sanitare, termoizolarea clădirii și cel mai important, sau unul dintre cele mai importante lucruri, din toamnă vom funcționa pe gaze. Am prins o centrală pe gaze, iar în aceiași bani avem și traseul de aducere a gazului către școală în banii pe care i-am luat de la Uniunea Europeană, pentru că avem o lucrare, o investiție făcută pe bani europeni. Valoarea lucrărilor se ridică la 2 milioane de lei. Cel mai probabil, unitatea de învățământ va putea fi deschisă la toamnă. La ora actuală lucrăm în plin, mai avem la șarpantă, la învelitoare, de fapt, până mâine. Mâine vom termina restul de învelitoare și intrăm la interior cât ne permite vremea. Nu putem pe finisaje, dar în schimb putem lucra la partea de termice, instalații sanitare, instalații electrice. La Drobeta, Turnul Severin au fost demarate lucrări de modernizare și la grădinița numărul 29, la școala gimnazială Petre Sergescu și la școala gimnazială Regele Mihai I.